cum are controlul, cum are hit-ul. Ok, văd că are chestia rotundă ca și a lui Buzz. Și ea la fel, se încarcă ultima teasă. Ce hit dă. Ok, are un hit interesant. Dar ia vezi că dacă dai așa, ia vezi, bă, ce interesant e făcut. Că dacă dai așa, de exemplu, dai așa, nu îi se pune hit-ul. Gen, nu îi se duce până la inamic. Doar dacă vii în apropierea lui. Și văd că dă două hituri și cu 730 damage. Bă, ia vezi, ia simt ce ultima dare. Bă, și asta, bă. LOL. Bă, ce șmecher să... Să moră, ce șmecher. Bă, ce șmecher se face și ecranul și tot. Cred că e un fel de... De toxic brawler. Cred, ia să-i. Mi-a deodată. Ok, se face și ultimata în timp ce faci chestia asta. Bă, interesant, brawler. Interesant, ia. Interesant rău. Ok. Și văd că dispar toți de pe aici. Și apar. Ia, dacă poți să-i dai și după pereți, sunt curios. Da, bă, poți da și te pe după pereți. Păi, interesant brawler-ul ăsta, sincer. Mult mai interesant decât brawler-ul din sezonul trecut. E un brawler chiar interesant și chiar foarte bun, după părerea mea. Va apărea în sezonul 19, peste 5 sau 6 zile, dacă nu mă înșel. S-a mai băgat chestia cu un fel de box-uri, dar nu pot să le spui box-uri. Rar, super rar, mitic și legendar, ok? Aici avem mai multe misiuni, dar vreau să mă uit aici la chestia asta aici, la Star Drop. Aici o să-ți de chestia asta, oricum e nu prea mea, dar mare chestia decât PowerPoint și coins, atât. Așa că voi reveni când o să joc 3 meciuri sau 2 și o să iau aici o chestie, nu știu ce o să-mi pice. Sper să-mi pice ceva bun, poate pică pe episod ceva, revin. Și acum... Chestia asta pot să iau și noul meu brawler, adică Crow. Dacă erau mai multe, da, bă, frate, erau mai și mai, chiar să de exemplu 200, eu zic că erau un clip. Cred că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like. Hai cu 10 like-uri, eu am fost Cristi. Pa!